Deși nu este zona cu cea mai ridicată rată a șomajului, Gorjul stă rău la capitolul piața muncii și nu o spunem noi, ci statisticile. În acest moment, în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, sunt înregistrați peste 8.000 de șomeri și doar 91 de joburi disponibile. Dintre aceștia, cei cu studii superioare au cele mai mici șanse să-și găsească un loc de muncă. Asta pentru că cele mai multe locuri sunt disponibile pentru persoanele necalificate. La nivelul județului Gorj, astăzi avem un număr de 91 de locuri de muncă pe plan local și județean, în meserii precum agent de securitate, agent de vânzări, ajutor ospătar, ambalator manual, barman, bucătar, croitor, electrician, electromecanic, femeie de servici, fochist, lăcătuș mecanic, lucrător în bucătărie, lucrător gestionar, lucrător comercial, muncitor necalificat, mașinist, operator, recepționer hotel, șofer, tehnician și vânzător. Cam astea sunt. Ajunși în pragul disperării, oamenii ar munci, dar nu au unde. Este o realitate cruntă cu care se confruntă județul nostru. Asta pentru că numărul celor care nu au un loc de muncă este de sute sau de mii de ori mai mare decât locurile de muncă disponibile. Nimeni nu ne va da locuri de muncă la tineret. Eu sunt bătrână. M-a ținut 40 de ani într-o singură instituție. Am muncit. Să mai spun și asta, ne-a adunat Ceaușescu de pe stradă și ne băga în servicii. 40 de ani de muncă, am și pensia, un milion pe lună, tot e bună, dar tineretul de azi, săracul, ce să facem? Să ținem noi pe nepoți, pe copii, ce să facem dacă ei săraci ar vrea servici, dar nu au unde. Așa că mai rău de așa n-are cum. Majoritatea pleacă în străinătate. Pleacă în străinătate, ce să facă? Ducem dorul de copii, ducem dorul de nepoți, fiindcă ei trebuie să plece, că noi cu ce să-i ajutăm din o mică pensie, da? Deci mai rău că acum n-a fost niciodată. Mi se pare foarte greu pentru că mai ales tineretul nu are cu ce să trăiască dacă nu ai un loc de muncă, pentru că nu ai cu ce să trăiești în definitiv. Și plus de asta scade foarte mult și la pensionari pentru că neavând locuri de muncă, nici pensiile n-au cu ce să se mai plătească, să se mărească la care iasă la pensie. În fine, eu mai am până și la pensie vreo 3-4 ani și nu am unde munci ca să pot să ies la pensie. Deci nu pot să găsești un loc de muncă pentru că am o vârstă de 56 de ani și pe mine nu mă mai angajează nimeni și nu pot să fiu nici șomeră că nu sunt într-un șomaj neavând unde munci și așa trăiesc dintr-o agricultură care nu merge absolut deloc. Singura șansă a gorjenilor vine de peste hotare. Angajatorii străini oferă sute de locuri de muncă în aproape toate domeniile. Avem o ofertă foarte bogată prin serviciul EURES, respectiv un număr de 235 de locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt în Marea Britanie, în jur de 60, ca și îngrijitor persoane la domiciliu. De asemenea, foarte multe locuri sunt în Germania, în domeniul gastronomiei de sistem, personal de serviciu în domeniul hotelier, dar și asistent medical generalist, geriatrie, pediatrie, terapie intensivă. De asemenea, locuri de muncă avem și în Belgia, de tehnician electricitate, operator producție, în Franța lucrător în hotel, în Irlanda vopsitor auto și tinichigiu auto. Majoritatea celor care pleacă în străinătate nu se mai întorc ani buni în țară. Asta pentru că salariile sunt cu mult peste cele oferite în România.